Dumnezeu din ceruri, Tatăl nostru, să fie binecuvântat. Stimată Biserica Domnului Iisus, trăim o experiență frumoasă în prezența Domnului și unii cu alții și acesta este un mare privilegiu. Sunt mulți oameni care au murit ieri, alții alalteri. Noi suntem încă în viață, acesta este darul lui Dumnezeu. Vă cer îngăduința să rămâneți în picioare, având intenția să citesc din carte și o să citesc din 2 Cronici, capitolul 16, selectiv, câteva versete și apoi vom încheia citind și din capitolul 20. 2 Cronici 16, începând cu versetul 13 și vom continua câteva versete în capitolul 17. Textul pe care vreau să-l citesc este prea lung ca să-l citesc în întregime și cu îngăduința dumneavoastră o să citesc selectiv. 2 Cronici 16 cu 13. Asa a dormit cu părinții săi și a murit în al 41-lea an al domniei lui. L-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care îl umpluseră cu mirodenii și mirosuri pregătite după meșteșugul celui ce pregătește mirul și au ars în cinstea lui foarte multe mirodenii. În locul lui a domnit fiul său Iosafat. El s-a întărit împotriva lui Israel, a pus oști în toate cetățile întărite ale lui Iuda și a rânduit căpetenii în țara lui Iuda și în cetățile lui Efraim pe care le luase tatăl său Asa. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baali, căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile lui fără să facă ce făcea Israel. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri și a avut o mulțime de bogății și slavă. Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii. În al treilea an al domniei lui a însărcinat pe căpeteniile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel și Mica să se ducă să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda. Continuăm în capitolul 20. După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând: o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria și sunt la Hațațon Tamar, adică En-Gedi. În spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi și a zis: Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu Dumnezeul nostru pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău Israel și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avram care Te iubea? Ei au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău zicând: dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine în mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată, fiii lui Amon și ai lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit. Iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și fiilor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis: ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Domnul. Amin. Reocupați-vă locurile, vă invit respectos, stimată Biserica Domnului Iisus. Pe
Pentru mine și pentru Carmen, soția mea, este o experiență specială, este un dar de la Domnul să avem oportunitatea să fim din nou cu dumneavoastră în această seară sfântă de sărbătoare, în mijlocul acestei mari mulțimi adunate în numele Domnului. Și vreau să mulțumesc Domnului pentru harul acesta. Vreau să vă mulțumesc cu această ocazie, știind că v-ați rugat pentru noi în ziua încercării. Cu 2 ani în urmă, Carmen a fost bolnavă de cancer, dar bunătatea Domnului i-a dat viață. Domnul să fie lăudat! E o datorie morală pentru noi, având onoarea să stăm în fața dumneavoastră, să folosim oportunitatea aceasta pentru a vă mulțumi pentru bunăvoință, pentru post, pentru rugăciune și pentru că v-ați gândit la noi în mijlocul încercării din care Domnul ne-a izbăvit. Suntem alături de prietenii noștri, Adi, Estera, ei sunt prieteni vechi și ei au venit din Austria pentru câteva zile să fie cu noi, ei sunt și cu fiica lor mai mare, Damaris, și ne bucurăm de revederea cu ei și de revederea cu dumneavoastră. Vreau să am cuvânt de mulțumire și adâncă prețuire pentru gazda noastră, familia Ursu, pentru că ne-au tratat cu multă dragoste ca pe niște fii de Dumnezeu. În această seară vreau să-i mulțumesc și fratelui păstor pentru bunăvoința de a ne permite să ne închinăm împreună și de a-mi da ocazia să mă adresez dumneavoastră. Este adevărat că nu v-am mai văzut de mult, au trecut ani. Însă pentru mine este o ocazie frumoasă să vă revăd. Am trăit clipe frumoase în prezența dumneavoastră ani în urmă. Am crezut atunci că sunteți o biserică specială datorită echilibrului duhovnicesc pe care eu l-am remarcat în viața duhovnicească a bisericii. Și de-a lungul anilor, chiar dacă nu am avut ocazia să vă revăd, am constatat că ați rămas o astfel de biserică. Sunteți o biserică mare, sunteți o biserică frumoasă, aveți formații bune și aveți mulți tineri, multe servicii de toate felurile și în seara aceasta sunt bucuros să vă revăd, să vă văd plin de viață cântând Domnului, la fel de mulți la număr și vă binecuvintez în numele Domnului. De asemenea, am bucuria să vă aduc salutări și din partea bisericii de unde noi venim, frații păstori, membrii bisericii, unde aveți rude, prieteni sau cunoscuți, vă transmit salutări, atât dumneavoastră, cât și fraților păstori și dirijorilor formațiilor, tuturor celor care vă închinați aici. Dragii mei, având această cinste să rostesc cuvântul lui Dumnezeu, reafirmând cuvintele ieșite din gura Creatorului nostru, aș vrea să am o predică pe care am intitulat-o cu unul din versetele pe care le-am citit și pe care l-am articulat atunci când l-am citit. Ce facem atunci când nu știm ce să facem? De obicei, noi știm ce trebuie să facem. Atunci când devenim adulți, avem discernământ, avem experiență și știm ce să facem. Știm ce să facem în viața personală, știm ce să facem în viața de familie, în viața de biserică, în viața profesională, intelectuală, socială și așa mai departe. Aceasta este normalitatea vieții, știm ce să facem. Însă viața ne prinde și pe stângul, ne prinde pe picior greșit și uneori, la nivel de excepție, nu mai știm ce să facem. În seara aceasta întâlnim pe un bărbat, un împărat al lui Iuda, care recunoaște că au fost situații în viața lui când nu a știut ce să facă. M-am gândit că ar fi bine să evoc această experiență din viața acestui mare om al lui Dumnezeu și să ne identificăm cu ea în momentele de excepție ale vieții noastre când nu știm ce să facem. Așa că, repet, predica mea se intitulează Ce faci atunci când nu știi ce să faci? Cine a fost Iosafat? Dumneavoastră știți că Saul a fost primul împărat al monarhiei evreiești. El a domnit 40 de ani și după el a domnit 40 de ani David și după el a domnit 40 de ani Solomon. Și cu puțin înainte de anul 1000, înainte de Domnul Iisus Hristos, Solomon a murit și pur și simplu împărăția s-a scindat în partea de nord, respectiv Iuda, cu capitala la Samaria, și în partea de sud, Israel, cu capitala la Ierusalim. Împărăția din sud avea templu, avea leviții, avea preoții, de aceea a fost mai duhovnicească. Din cei 20 de împărați, 8 au fost numiți de Biblie împărați buni, ceilalți altfel. Regatul de nord însă, Israel,
toți împărații cei 19 au fost răi. Atunci când vorbim de Iosafat, vorbim de împăratul cu numărul 4. El a fost un împărat bun. El a domnit 25 de ani la Ierusalim, cu aproximativ un secol înainte de Domnul Iisus Hristos. El a fost copilul marelui împărat Asa, tatăl lui, care a domnit 41 de ani. De la tatăl lui el a învățat să fie rege, a învățat să fie om, a învățat să fie credincios lui Dumnezeu. Pe el îl regăsim în situația în care nu știe ce să facă într-un moment de criză. Atunci când viața este normală, noi suntem niște viteji și știm ce să facem. Când viața ne pune la colț, când intrăm în crize care ne depășesc, atunci nu mai știm ce să facem. Ce faci atunci când nu știi ce să faci? Să suni un prieten nu este o soluție. Dar ce anume întâlnim în Biblie ca și răspuns la această dilemă a vieții? Încercând să rămân la exemplul lui Iosafat, aș vrea să spun ce a făcut el atunci când nu a știut ce să facă. Primul lucru pe care l-a făcut când nu a știut ce să facă a fost să recunoască că nu știe ce să facă. Această recunoaștere a lipsei de soluții îl onorează pe Dumnezeu, care se simte invitat să dea ajutor. Dumnezeu merită slava în toate situațiile. De aceea Dumnezeu așteaptă să ne recunoaștem limitele, să recunoaștem că nu suntem creator, ci creatură. Și pe Dumnezeu îl onorează modestia noastră și obiectivismul nostru. Atitudinea noastră cinstită este o dovadă de demnitate să recunoști că ești limitat și sunt situații în viață când nu știi ce să faci. El spune: Doamne, noi nu mai știm ce să facem. De obicei oamenii vin la Dumnezeu ca la pompieri sau ca la spital, atunci când nu mai pot controla problemele care îi trântesc la pământ, care îi frâng. Aceasta nu este o atitudine cinstită și nici de dorit, pentru că Dumnezeu nu trebuie căutat în mod pompieristic. El nu este o instituție care ne scapă de foc sau de boală. El este Creatorul nostru, El este Tatăl nostru, El este Domnul nostru și cu El vom împărăți veșnic dacă ne vom arăta credincioși Lui. Ei bine, primul lucru pe care l-a făcut Iosafat când n-a știut ce să facă a fost să recunoască: Doamne, nu știu ce să fac. Și lucrul acesta nu l-a făcut în odăiță. Poporul era speriat. Împotriva lui o coaliție de împărați și o armată puternică a venit să le distrugă țara. Și oamenii au așteptat ca să vină împăratul în fața adunării adunată și să spună: am o soluție, vom proceda așa și așa. Și iese împăratul, vorbește, dar vorbirea lui o rugăciune. Și în rugăciunea aceasta el spune: Doamne Dumnezeule, acesta este poporul tău. Pe mine m-ai așezat împărat în poporul acesta, dar nici eu și nici poporul tău nu avem idee ce să facem în această situație. Mesajul acesta este următorul: suntem depășiți, dar ne încredem în tine. Avem nevoie de tine. Doamne, capitulăm în fața ta, ne recunoaștem limitele, te onorăm pe tine pentru că tu începi de unde ne sfârșim noi. Oamenii aceștia au recunoscut că nu mai știu ce să facă. Asta dovedește absența mândriei, a aroganței, a autosuficienței. Asta vorbește despre fragilitatea umană care ne caracterizează, despre vulnerabilitatea noastră care ne caracterizează. Trebuie să fim cinstiți cu Dumnezeu și să spunem: Doamne, doar atâta suntem. Ne-am epuizat, noi suntem ființe epuizabile în plan intelectual, emoțional și în toate cele. Atitudinea aceasta l-a onorat pe Dumnezeu. În al doilea rând, observăm că Iosafat vine la Dumnezeu în situația în care nu mai știe ce să facă și îl caută. Îl caută cu post și cu rugăciune. Asta înseamnă că atunci când nu mai știi ce trebuie să faci, în primul rând trebuie să ai puterea să recunoști că nu mai știi ce să faci. Această recunoaștere că nu mai ai soluții face loc soluțiilor lui Dumnezeu, care stau gata să răspundă problemei în care te găsești, crizei, bolii, suferinței sau necazului. Omul acesta, după ce recunoaște că nu știe ce să facă, se roagă lui Dumnezeu cu post și îl caută pe Dumnezeu cu rugăciune. Uitați ce spune Biblia: în spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. N-a căutat un prieten, l-a căutat pe Domnul. Veți spune: Domnul este un prieten. Am făcut remarca aceasta ca să spunem că Domnul este un prieten unic, dacă este prieten pentru cineva. Și el a vestit o perioadă de post. Atunci când nu știi ce să faci, Biblia îți recomandă
să te dai un pas înapoi recunoscând că n-ai soluții, făcându-i loc lui Dumnezeu să apară pe scena vieții dumitale și postește și roagă-te. Îmi ridic rugăciunea către Domnul și aștept. Postește și roagă-te. Simplu fapt că te rogi și postești îți dă puterea să aștepți pentru ca Dumnezeu să vină. El poate să vină instantaneu în timp ce te rogi, El poate să vină peste o săptămână după ce te-ai rugat, El poate să vină peste 100 de ani după ce te-ai rugat, Dumnezeu vine când vrea. Acum să ne înțelegem bine, n-are nicio obligație să vină, nu l-ai îndatorat niciodată cu nimic. Pur și simplu vine pentru că este Dumnezeul gloriei, al slavei, al bunătății și al milei. Își găsește plăcerea să fie generos. Își găsește plăcerea să vină la cei pe care i-a frământat cu mâinile lui, la cei cărora, să vină la cei cărora le-a dat mântuire atunci când meritau pedeapsă, când erau dați în urmărire generală de justiția lui Dumnezeu ofensată prin păcat. Roagă-te, postește și așteaptă. Dacă nu poți să aștepți, înseamnă că te-ai rugat fără credință și că ai postit fără credință. Trebuie să te rogi ca și cum i-ai spune tatălui: hei, tati, vino că mi-e frică. Chiar dacă ți este unchi, va veni, dar dacă este tata, tata va veni sigur. Va veni zburând cum n-a mai zburat niciodată. Dacă noi care suntem oameni din carne sărim în ajutorul copiilor noștri în ziua necazului, cum nu va sări Dumnezeu în ajutorul nostru? Numai că uneori nu sare cum vrem noi, când vrem noi și unde vrem noi. El vine când este cel mai potrivit timp, cel mai potrivit loc și cea mai potrivită împrejurare, și trebuie să ai deplină încredere în discernământul lui Dumnezeu, în caracterul lui Dumnezeu și în decizia lui Dumnezeu. Apoi observăm al treilea răspuns la întrebarea ce să faci când nu știi ce să faci. Primul lucru, recunoaște că nu știi. Fii om, fii doar om. Să fii om e așa de puțin, dar e așa de greu. Apoi roagă-te și postește și în al treilea rând să nu faci nimic. Pentru că dacă faci ceva când nu știi ce să faci, vei greși. Dacă tot te-ai rugat și tot l-a invitat să vină, așteaptă-l acum, că dacă vine și te găsește având soluții, o să te întrebe: dacă tot ai soluții, de ce m-ai chemat? Că eu oricum sunt ocupat. 7 miliarde de oameni mă vor. Nu mai face nimic. Așteaptă cu credință că Domnul pe care l-ai chemat cu post și rugăciune va fi bun și în bunătatea lui va veni. Va veni ca să te scape din necazul în care ești. Recunoaște că nu știi, roagă-te și postește și așteaptă așteptând. Apoi, când nu știi ce să faci, fă ce-ți spune Dumnezeu să faci. Pentru că de El deja a venit și are o soluție. Și uitați ce spune Biblia. Nu vă temeți, nu vă înspăimântați, deși sunt mulți cei care sunt împotriva voastră. Știți de ce să nu vă temeți? Pentru că nu trebuie să luptați voi. Eu, Dumnezeul vostru, mă voi răfui cu ei. Eu, Dumnezeul vostru, le voi ieși înainte. Eu, Dumnezeul vostru, o să-i opresc. Eu, Dumnezeul vostru, o să-i dau înapoi. De aceea să nu vă fie frică. Nu e între ei și voi, e între mine și ei. Voi o să stați în umbră, o să fiți păziți, o să fiți puși deoparte și eu, Domnul, mă voi lupta cu vrăjmașii voștri. Ce să faci atunci când nu știi ce să faci? Recunoașteți limitele omenești. Spune: nu știu, Doamne, ce să mai fac. Recunoaște în mijlocul familiei și a celor care te văd un mare lider, poate unul proeminent: fraților, să mă iertați, dar n-am nicio idee ce trebuie să fac astăzi. Îmi pare rău, dar nu știu, prefer să vă spun adevărul decât să vă mint. Acesta sunt, n-am nicio soluție. Doi, haideți să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ca să ne lumineze. Acum stăm liniștiți pentru că El va veni. Tocmai a venit, ne-a spus să nu ne speriem, că El o să intre în joc, în luptă și El se va lupta în locul nostru. Ce să faci când nu știi ce să faci? Cam așa. Ascultați-mă, sunt excepții când noi nu știm ce să facem. De aceea nu e o mare filozofie ce să faci când nu știi ce să faci. Știți care este marea problemă? Nu este să știm ce să facem când nu știm ce să facem. Pentru că Biblia deja ne-a dat câteva recomandări. Marea problemă nu este ce faci când nu știi ce să faci, ci marea problemă este ce faci când știi ce să faci. Așa că o să-mi iau restul timpului să vorbesc cu dumneata care ești fratele meu, om care te-ai născut
cu o misiune glorioasă, să faci ceea ce știi că trebuie să faci. În ciuda piedicilor, în ciuda adversităților, în ciuda limitelor, în ciuda insuficienței, în ciuda vulnerabilității și fragilității, în ciuda oboselii, în ciuda umanității, ascultă-mă, ce faci atunci când știi ce trebuie să faci? Sunt excepții momentele când nu știm ce să facem și nu-i greu deloc să facem ceea ce Biblia ne recomandă, însă ce facem atunci când de regulă știm ce să facem și totuși avem dificultăți să facem ceea ce știm că trebuie făcut? Cu aproximativ 2000 de ani înainte de noi a existat unul pe care îl pomenește Biblia cu numele de Saul sau Pavel. El a fost unul dintre marii apostoli, el a fost teologul Noului Testament, el a fost scriitorul proeminent. Bărbatul acesta vine în fața istoriei, pe scena vieții și spune următorul lucru: știu ce trebuie să fac, dar nu pot. Încerc să fac ce știu că îl onorează pe stăpân. Încerc să fac ceea ce îmi spune conștiința. Încerc să fac ceea ce îmi spune morala, etica, dar nu pot. Văd în mine o forță, o aplecare carnală, păcătoasă, care pur și simplu mă atrage înspre ceea ce nu vreau să fac. Vreau să fac binele și când mă uit, nu iese bine. E în mine o altă lege care se luptă cu legea din mintea mea. În mintea mea am legea Domnului, ea este cea teoretică și dacă este vorba să o verbalizez, sunt aproape de săvârșit. Dar când trebuie să practic teoria aceasta cu viața mea, când trebuie teoria aceasta din minte să devină practica vieții mele, am dificultăți. Nu fac ce vreau, nu fac ce știu că e corect, ci fac ce nu vreau și fac ceea ce știu că este greșit. Este o lege în trupul meu, în carnea mea, asta se numește fire pământească, care se luptă cu legea din mintea mea. În mintea mea e cuvântul Domnului. Cum își va ține tânărul curată cărarea îndreptându-se cuvântului după cuvântul lui Dumnezeu? Unde e cuvântul lui Dumnezeu în noi? Evident, în conștiința noastră. Conștiința este funcția Duhului cu D mic. Noi toți cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Rare sunt momentele când nu știm ce să facem. N-are rost să ne bate în capul ce faci când nu știi ce să faci. Te va lumina Dumnezeu. Dacă recunoști că nu mai ai soluții, dacă recunoști că te rogi și postești, dacă recunoști că ai nevoie să-L aștepți și dacă recunoști că El ți-a vorbit și stai liniștit. Însă ce faci atunci când știi ce să faci? Și totuși ai mari probleme să faci ce știi că trebuie făcut. O să ne uităm din nou la Iosafat și dacă va mai fi timp ne vom mai uita și la alții și chiar dacă va mai fi timp ne vom uita și la noi. Ce a făcut Iosafat când a știut ce trebuie să facă? Primul lucru pe care l-a făcut Iosafat când a știut ce trebuie să facă este să recunoască că știe ce trebuie să facă și se simte responsabil față de această cunoaștere. Dacă cineva știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Și observați că bărbatul acesta începe să facă ceea ce știe și primul lucru pe care îl știe să-l facă este să urmeze exemplul strămoșilor lui. Și Biblia îi spune lui David, care a fost strămoșul lui, al cincilea în urmă, îl numește părintele lui David. Și citim din 2 Cronici 17 cu versetul 3. Iosafat a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David. De ce în primele căi? Pentru că în ultimile a apărut și Batșeba în zona lui David. Și nu era chiar grozav de imitat exemplul ăsta. Dar în primele fapte ale lui David, Iosafat a umblat, le-a imitat. Ai cumva în urmă, în trecut, pe cineva care a fost remarcabil? Pe cineva care a fost deosebit? Pe cineva care a influențat oamenii din jurul lui? Pe cineva care este pomenit în analele bisericii locale? Ai pe cineva pe care l-au cinstit consătenii sau oamenii din oraș, vecinii, prietenii, rudele? Ești gata să te uiți la omul acela și să-l imiți? Biblia spune că acest Iosafat s-a uitat în urmă și pur și simplu s-a dus la Asa, s-a dus la bunică sau s-a dus la străbunică sau și l-a găsit undeva mai departe pe David. Și Biblia ne spune că s-a uitat în istoria lui David și a găsit cele mai remarcabile fapte ale lui și pur și simplu a început să le imite. S-a uitat la David ce a făcut și a zis: eu voi face la fel.
S-a uitat la David ce a făcut bine și a spus, eu voi face la fel. Bărbatul acesta a imitat pe strămoșii lui care au excelat, care au atins excelența. Apoi, în al doilea rând, ne uităm în carte și observăm că Iosafat a organizat și a consolidat țara. Acolo unde a ajuns omul acesta s-au schimbat lucrurile. Dacă a fost mizerie, el a curățat, a măturat, a aspirat. Omul acesta a organizat, a urât dezordinea și a consolidat. Dacă a văzut că ceva se strâmbă, a mai pus acolo un băț, a pus umărul, a dat o sugestie, a venit cu un sfat, a spus, știi ce, te văd foarte obosit, n-ai vrea să te duci o oră să dormi, lasă-mă pe mine aici, crede-mă că sunt puțin în stare să te înlocuiesc. Omul acesta acolo unde a ajuns a avut o soluție, a iubit excelența, a iubit progresul, a mers în țară și a văzut locurile slabe și le-a dres, le-a reparat, le-a consolidat. A fost un om care a construit, a fost un om pe care oamenii din jur l-au văzut ca pe o soluție a lui Dumnezeu. În biserica aceasta, să știți că fiecare dintre noi suntem ori o problemă, ori o soluție. La fiecare problemă care e purtată în inima unuia dintre noi, este nevoie de o soluție și de o noapte nedormită în inima acestor bărbați și în inima altora ca dumnealor. Fiecare dintre noi suntem o soluție în biserica aceasta, dând 100 de lei, venind voluntar într-o zi, făcând o zi de post, rugându-ne sau spunându-i fratelui păstor, dacă vreodată vei avea un om pe care nu ai unde să-l găzduiești, să mă sun pe mine. Dacă vreodată nu va avea cine să schimbe becurile alea de sus, să mă sun pe mine. Dacă vreodată va trebui să meargă cineva la undeva să facă o evangelizare și nu va avea cine să mă sun pe mine. Dacă va fi nevoie de o mașină pe benzină sau pe motorină și nu vei găsi una să mă sun pe mine. Sau dacă va fi nevoie de 1.000 de lei și nu o să ai de unde iei să mă sun pe mine. Nu poți fi în biserică, nu poți fi în familie, nu poți fi sub cerul lui Dumnezeu decât ori o soluție, ori o problemă, ori o amărâtă de problemă. Omul ăsta a fost întotdeauna o soluție. Unde a apărut el, lucrurile s-au organizat, s-au reparat, s-au restaurat. El a consolidat, el a zidit, el a curățat, el a pus în picioare, el a adus speranță. Unde o fi Iosafat în comitet? Îl caut pe Iosafat pentru comitet. Îl caut pe Iosafat să-l pun în cor, să-l pun în fanfară, să-l pun în orchestră, să-l pun la ordine. Îl caut pe Iosafat. Am nevoie de Iosafat. Am nevoie de Iosafat atunci când oamenii nu se țin de cuvânt. Când îmi spun, frate, păstor, fac și mai bine făceam eu. Am nevoie de Iosafat. Am nevoie de un om pe cuvântul căruia să mă pot baza, să dorm liniștit. Să nu-l mai sun eu de 20 de ori să-l întreb și, ai iartă-mă că am uitat, păi mai bine lasă că fac eu, decât să-ți dau 20 de telefoane și să te întreb dacă ai făcut și să fac de 20 de ori un lucru, iartă-mă, lasă-mă să-l fac de la început, că am înțeles care este treaba. Iosafat este omul care nu trebuie sunat de două ori, odată. Este omul care are inimă, care are pasiune, care înțelege că trăiește odată și scurt. De aceea se grăbește că n-are timp. Mâine îl cheamă Domnul acasă și pune mâinile pe piept și pleacă. Iosafat este un om care își înțelege misiunea, este un om responsabil. Ce faci atunci când știi ce ai de făcut? Cine știe să facă un lucru și nu-l face, cu Dumnezeu va avea problemă, pentru că e păcat. E păcat să-l vezi pe cel de lângă tine care are nevoie și să te faci că nu-l vezi, că ești obosit? Sau din alte motive care pot fi de ordinul miilor. Ce faci atunci când știi ce trebuie să faci? Dacă nu te mai mustră conștiința pentru că nu ai făcut ceea ce știi că trebuie făcut, înseamnă că ești într-o stare mai gravă decât am crezut la începutul predicii. Dacă te mustră conștiința, încă e bine. Că asta înseamnă că are cine să te mustre. Sunt oameni care își verifică moralitatea și teologia cu conștiința și spun așa, frate, nu-i păcat treaba asta că nu mă mustră conștiința. Și eu îi spun, mă, scumpule, păi nu mai ai. Nu mai da pe conștiință de exemplu că nu te mustră, că tu chiar dacă împuși 10 oameni, nu te mustră conștiința, că n-are cine. Trebuie să ai conștiință ca să te mustre și ca să ai conștiință trebuie să stai lângă Dumnezeu. Ce faci atunci când știi ce trebuie să faci? O să vă dau un exemplu care este des întâlnit în predicile pe care le rostesc în numele Domnului și este în Evanghelia după Matei, capitolul 25. Acesta este un exemplu de care nu pot să scap. E aproape obsedant pentru mine și pentru că e obsedant pentru mine, e obsedant și pentru ascultători. Matei 25, cu 41. Apoi va zice celor de la stânga, blestemaților, duceți-vă în focul cel veșnic. Este inevitabilă întrebarea, ce este așa de grav în viața acestor oameni, de sunt numiți de Dumnezeu blestemați,
și pur și simplu sunt trimiși în iad, acolo unde doar diavolul este și îngerii lui. Și ceea ce urmează este înspăimântător. Am fost flămând și voi m-ați văzut, dar nu mi-ați dat să mănânc. Ați crezut că îmi dau cei de la biserica următoare. M-ați văzut însetat și n-ați avut sensibilitatea să vă gândiți și la mine. Sunt și eu un om. M-ați văzut închis sau în spital și nu v-ați gândit că mai mult decât un medicament sau vindecare, mi s-ar înviora duhul dacă l-aș vedea pe un frate că vine și îmi spune, pentru că ești fratele meu și pentru că Iisus Hristos mi-e tată, am venit să te vizitez în numele Lui, ca nu cumva să cârtești când ziua necazului ai rămas singur în timp ce tu i-ai vizitat pe alții când erai sănătos. Acum vreau să mă uit la dumneavoastră să vă întreb, știați că trebuie să mergeți la spital? Știați că trebuie să hrăniți pe cei pe care îi întâlniți flămânzi sau însetați? Și acum vreau să vă întreb, ați știut că trebuie? Ați știut? Ați făcut ceea ce ați știut? Eu știu în dreptul meu. Noi am intrat într-o stare de surzenie psihică care este mai periculoasă decât nepocăința. Că la un nepocăit există riscul să-i vorbească Dumnezeu și se pocăiește. Surzenie psihică înseamnă să auzi, dar să nu asculți. Înseamnă să-ți ajungă până la papila timpanului și pur și simplu să nu treacă de ea. Să asculți atâtea predici încât să nu le mai... să nu le mai simți, să nu le mai trăiești, să nu te mai lași să te lovească în conștiință, să nu mai poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, Doamne, cum am putut eu să fiu așa? Să nu le mai iei personal, pur și simplu să le auzi ca pe niște vorbiri din timpul serviciului divin, care oricum la ora asta ce am putea să facem altceva decât să predicăm, nu? Și oricum nu puteți să faceți nimic ca să mă opriți, că m-a lăsat păstorul să predic. Stimații mei, sunteți siguri că acceptați că aceste cuvinte sunt din Biblie, nu de la mine? Dumneavoastră știți că eu m-am născut în 62, dar nu eu am scris Biblia. Dumneavoastră știți că această carte n-am adus eu cu mine de la Bălănoia sau de la Giurgiu. Această carte este una dintre cele mai vechi cărți de pe fața Pământului. Și toate imperiile au vrut să o distrugă, că i-au ofensat pe toți. Și nimeni n-a reușit să o distrugă, s-au dus ei în țărâna Pământului și Biblia a rămas în inimile și în mâinile oamenilor. Ce faci când știi ce trebuie să faci? Ce anume îți lipsește să dai foc la scânteie? Ce anume îți lipsește să faci ce știi? E normal să știi și să faci ce știi. Ne uităm la Iosafat că a făcut multe alte lucruri. Spre exemplu, a împlinit poruncile lui Dumnezeu, a alergat în poruncile tatălui său. Nu a urmat exemplul de necredință al regatului de nord, al lui Israel, ci el a trăit în Iuda și pur și simplu nu s-a interesat cum sunt cei de la cealaltă biserică. Dacă au avut calități, le-a copiat, dar dacă au avut defecte, nu. Dacă la o altă biserică își permit oamenii să vină cu o jumătate de fustă, că de e mai ieftin materialul, noi nu ne luăm după ei, pentru că nu hotărăște nimeni ce lungime are fusta de la biserica noastră. Mă refer la cei care, evident, la surorile care poartă fustă. Nu ne interesează dacă alții au obiceiul să nu participe la cina Domnului sau la serviciile divine, dacă au obiceiul să întârzie, dacă au obiceiul să-și bârfească păstorul, dacă au obiceiul să-și înceapă viața intimă înainte de căsătorie. Nu ne interesează deloc ce fac cei din nord. Nu. Noi avem principiile noastre pe care ni le-a dat Dumnezeu, nu vecinii. Nu vecinătatea hotărăște cum ne comportăm noi. Pentru că noi avem Biblia. Noi suntem responsabili față de această carte. Ea conține cuvintele ieșite din gura lui Dumnezeu. Noi nu ne uităm la vecini și încercăm să fim în limita modei și în limita contemporaneității. Nici nu mă interesează ce este contemporan. Nu mă interesează. În ziua necazului, contemporanul n-a făcut nimic pentru mine și cotidianul m-a lăsat singur. Cu o femeie pe care am întors-o cu o pătură în pat mult timp. Însă Dumnezeu a fost prezent în viața mea și în casa mea și Dumnezeul acesta ne-a ținut în picioare. Dumnezeul acesta a îngăduit ca să nu-mi cresc copiii și nepoții singuri și a îngăduit ca să-mi am tovarășul pe care l-am ales cu 30 de ani în urmă lângă mine și să îmbătrânim împreună. Nu mă interesează ce fac vecinii, nici să nu-mi spuneți de ei că nu mă interesează. Îi respect pe vecini, dar reperul meu este Biblia și Dumnezeu, nu vecinii. Nu ortodoxia, nu catolicismul, nu protestantismul și nici neoprotestantismul. Omul acesta... Ne spune Biblia că a crescut lideri, s-a uitat și a realizat că mai trebuie niște generali. Soldații sunt puțin mai ușor de format, dar generalii se formează greu.
Un soldat îl formezi în câteva săptămâni, un general îl formezi în câteva ani, în câțiva ani. Ne uităm la fanfară și acceptăm că mai trebuie un dirijor sau la cor sau la ușieri sau la, în o grămadă de departamente într-o biserică așa mare. Unde sunt oamenii care ar trebui să fie în spărtură? Oamenii ăștia trebuie crescuți. Nu trebuie importați de la altă biserică, de la alte instituții, oamenii ăștia trebuie crescuți. Cum? Păi dirijorul să-și crească un pui de dirijor, ușierul să-și crească un pui de ușier, omul de la școala duminicală să-și crească un pui de om de la școala duminicală și fiecare să crească pe cineva. Asta se numește mentorare. Ucenicia a fost înlocuită cu teologia. Îi azvârlim în seminarele teologice și se întorc îngânfați și plini de sine. Și trebuie să-i mai lăsăm 5 ani să se liniștească uneori și să vină cu picioarele pe pământ și să accepte că nu sunt superiori nouă ca școli sau licențe sau doctorate. Nu sunt superiori, sunt doar instruiți. Dar asta nu-i face superiori. Ce a făcut Iosafat când a știut ce să facă? Răspunsurile sunt multe. Însă mă mut de la exemplul acesta pentru că mă gândesc să vă mai spun și altceva. Și aș vrea să vă pun câteva întrebări. Ce a făcut Eva când a știut ce trebuie să facă? Pur și simplu, nu a interesat-o de ce face. Dumnezeu i-a spus prin soțul ei, nu ai voie să mănânci din pomul ăla. Și a venit cineva care i-a deschis mintea. Femeia asta n-a fost rău intenționată, a fost doar ispitită. Și pentru că nu s-a luptat cu ispita, a trebuit să se lupte cu păcatul. Și nimeni nu poate birui păcatul dacă se luptă cu el. Păcatul este biruit atunci când te lupți cu ispita. Asta înseamnă că trebuie să te ferești de ce ți se pare rău. Dacă îți permiți să te lupți cu începutul, dacă deschizi ușa, atunci ea se va deschide până la perete. Dacă astăzi te ții de mâine, mâine o să te îmbrățișezi. Dacă mâine te-ai îmbrățișat, poi mâine o să te săruți. Dacă poi mâine te-ai sărutat, o să ajungeți și mai departe. Asta e legea insuficienței permanent. Cine face un pas și nu s-a oprit, asta mă convinge că nu se va opri nici la al doilea. Atunci când mă întreabă cineva dacă este greșit să facă un lucru din zona gri, eu îi spun că e greșit, nu pentru că e greșit, ci eu știu că dacă a început să-l facă, va merge mai departe și îi spun că e greșit în perspectiva pasului care urmează după acesta, care e pregătirea greșelii. Dacă mă întreabă tinerii, este păcat să ne ținem de mână? Eu le spun, nu-i păcat, dar ceea ce urmează după ce vă țineți de mână va fi păcat. Și dacă nu vă puteți opri acum să vă țineți de mână, nu o să vă puteți opri nici mai apoi, că numai hormonii vă pun să vă țin de mână și tot hormonii o să vă pună și să continuați. Cine începe, termină. Nu începe. Dacă nu poți să nu începi, o să poți să termini. Ține-te departe de păcat, că altfel o să fie aproape de dezastru. Este imposibil să-ți săruți prietena dacă nu-ți permiți să o ții de mână, dacă nu-ți permiți să stai lângă ea. Dacă ești foarte transparent cu relația de prietenie, dacă faci un angajament de la început și angajamentul acesta îl semnați amândoi și este ceva de genul, caut un băiat pentru căsătorie, nu unul pentru... Mi-a venit pe limbă un cuvânt care nu-i foarte decent și nu vreau să ofensez conștiința noastră. Nu unul pentru flirt. Caut un băiat pentru căsătorie. Așa că astăzi facem o înțelegere. Să nu mă atingi până nu mă vei vedea îmbrăcată mireasă. Pentru că sistemul meu de alarmă este pe trupul meu, în senzorii de pe corp. Și dacă tu mă atingi, după cum tu ești stimulat prin vedere ca băiat, eu voi fi stimulată prin pipăituri, prin mângâieli și prin tandrețea ta. Și exact lucrul ăsta se face în căsătorie, atunci când sub protecția legământului nu mai e nimic păcat. Dar să nu dezactivezi sistemul de alarmă, că atunci intră hoțul și nu mai zice sistemul de alarmă nimic. Și pentru 5 minute o să ne părăsească Dumnezeu și binecuvântarea Lui. De aceea vreau să facem o înțelegere, nu mă atingi. Ce faci atunci când știi ce trebuie să faci? Ce faci atunci când emoțiile sunt mai importante decât principiile? Instinctele primare sunt mai importante decât regulile? Firea e mai importantă decât Duhul? Și nepocăitul din tine este mai important decât pocăitul din tine? Ce faci atunci? Ce faci atunci când sistemul hormonal ți se urcă în cap, se pune deasupra rațiunii și pur și simplu ceea ce știi nu mai contează? Ești luat de val și ai ajuns prea departe.
Ce faci atunci? Și atunci ești copilul Domnului, și atunci ești membru în fanfară, în cor, în biserica aceasta sau în alta. Și atunci? Ce faci atunci? Ce a făcut Eva? Este simplu. Eva nu s-a încrezut în Dumnezeu, l-a suspectat pe Dumnezeu de tiranie. Dumnezeu i-a spus, poți să fii ca mine în sfințenie. Ea însă a vrut să fie ca Dumnezeu în cunoaștere, că asta i-a spus diavolul. Vei fi inteligentă ca Dumnezeu dacă mănânci din fruct. Când Dumnezeu i-a spus, fii ca mine în sfințenie, eu sunt sfânt și voi fiți sfinți, competiția cu Dumnezeu și asemănarea cu Dumnezeu în sfințenie, nu a tentat-o. Nici astăzi nu-i tentant să fim competitivi în sfințenie. Sfințenia e obositoare, e plicticoasă. Sfințenia este grea. Însă cunoștința te pune sub lumina reflectoarelor. Cunoștința te aduce la microfon, cunoștința te face celebru. Cunoștința... Și pot continua cu exemple. Ce a făcut Eva? Eva a făcut ce nu trebuia, deși știa ce trebuie să facă. Ce a făcut Acan, un mare soldat? Știți ce a făcut Acan? Nu a ascultat. De ce? Pentru că ce a văzut ca și Eva a fost tentant. Ce zice Eva când scrie declarația sa în fața autorității divine? Zice, am văzut, am poftit și am luat. Totul a venit prin vedere. Și la femei nu e așa de important văzul ca la bărbați. Biblia spune în Matei, în capitolul 5, versetul 27, știți ce scrie în Vechiul Testament, să nu curviți. Dar eu vă spun, și acum în 28 zice așa, eu vă spun, cine se uită la o femeie cu intenția să curvească, să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Cine? Oricine! Fiecare dintre noi mergem cu ochii deschiși. În viața socială este plină de femei, viața profesională e plină de fete, viața intelectuală e plină de colege. Unele dintre ele se îmbracă insinuant că sunt frustrate și n-au ce arăta decât partea materială, ambalajul. Cine are minte și arată mintea, cine are educație și arată educația, cine are maniere și arată maniere. Cine nu are chiar nimic, așa s-a întâmplat, arată ce are. Ei, dacă ai o astfel de colegă, te întreb, cât de chinuit ești să o vezi în fiecare zi și să-ți păstrezi mintea în puritate? Uită-te la versetul acela. Cine o privește ca să poftească, să-și imagineze. Fiecare bărbat are în minte un Hollywood care în două secunde a produs un film. Cine se gândește la păcat, cine își imaginează păcatul, pentru că sistemul hormonal la vedere într-o clipă este activat. Creierul n-are minte să știe că e soția, că nu e soția. Și el a fost făcut așa de Dumnezeu pentru momentul în care intră în dormitor cu soția și trebuie să fie soțul ei. Și sistemul acesta lucrează, dar când vede o astfel de ființă care se îmbracă pe stradă ca în dormitor sau se îmbracă în biserică ca în dormitor, creierul nu știe că e soția, nu-i soția, că el nu gândește. Creierul e o sumă de funcții și pur și simplu transmite un mesaj și toată substanța aia intră în sânge și un singur lucru mai ai în minte. Te uiți în mărmurit și filmul se derulează și Hristos spune prea curvie. Prea curvie? Dar nici n-am atins pe cineva. Prea curvie morală. Dacă așa stau lucrurile, este de-a dreptul criminal să pun întrebarea câți astfel de preacurvari sunt într-un serviciu divin de la una dintre bisericile din România sau din alt loc. Oamenii ai lui Dumnezeu, Hristos a murit pentru noi ca să ne ierte păcatele. El a murit pentru păcat, dar noi trebuie să murim față de păcat ca să ne păstrăm mântuirea pe care El ne-a dat-o prin moartea Lui. Dacă noi nu murim față de păcat, dacă nu ne lepădăm de noi, dacă nu ne putem gestiona capacitatea de a vedea percepția asta care e o binecuvântare, ce complicat e, uit uneori să iau cu mine și nu mai văd să mai citesc, mă uit la telefon și nu văd cine mă sună. Hristos spune, dacă ochiul tău te bagă în păcat, scoate-l. Cum să rămân chiar? Da. Dar e vreun beneficiu în toată treaba asta? E beneficiul vieții veșnice dacă ești obsedat și nu te poți controla. Dacă nu-ți poți gestiona văzul, anulează-l! E adevărat că e o figură de stil. Este adevărat că este doar un mod prin care Dumnezeu încearcă să ne spună cât de grozav e să te uiți la lucruri păcătoase. Noi avem impresia că dacă ne-am mântuit prin credință, nu trebuie să ne mai înfrânăm pentru maturizare. Ascultați-mă, frați și surori, mântuirea o primești într-o zi prin credință. Cine vrea să pocăiască? Eu. Cine vrea să boteze? Eu. Uite aici baptistierul. Însă, dacă credința într-o zi îți dă mântuirea, înfrânarea în fiecare zi îți dă maturizarea. Nu trebuie să ne înfrânăm într-o zi, în fiecare zi. De 30 de ani,
De 30 de ani trebuie să am grijă unde mă uit. Și trebuie să am grijă de reacția imaginației atunci când văd ce văd. Numai omul este ca Dumnezeu. Animalele nu sunt ca Dumnezeu. Numai omul e ca Dumnezeu. Numai el poate să iubească. Numai el poate să aleagă. Numai el poate să se înfrâneze. Numai omul. Și Hristos spune următorul lucru. Cine se uită și poftește, a încurcat-o. Indiferent dacă e botezat sau nebotezat, indiferent dacă cântă undeva sau nu cântă undeva, ce faci atunci când știi ce să faci? Dacă știi ce să faci, problema nu se rezolvă. Atunci când știi ce să faci, devii foarte responsabil. Vreau să vă întreb, stimați frați, înainte să existe semafor, exista posibilitatea să treci pe roșu? De ce? Pentru că nu poți să încalci o regulă care nu există. Biblia ne spune următorul lucru, până să existe porunca, nu a existat păcatul. Noi judecăm pe Avram, pe Noe și pe ceilalți care au fost din punct de vedere al timpului și spațiului în spațiu începutului revelației și noi judecăm ca și pe noi. Noastră știți că revelația lui Dumnezeu este progresivă. La început a existat o singură poruncă și toată frica de Domnul și ascultarea de Domnul era rezumată la porunca aceea. A mai venit încă o poruncă și încă o poruncă. În clasa întâi e simplu, 1 plus 1 fac 2, dacă ții minte asta ajunge. În clasa a doua se complică lucrurile și când ai ajuns la liceu și la facultate și când mai vrei să-ți iei ceva titluri academice, pur și simplu trebuie să nu mai dormi și să nu mai mănânci, pentru că trebuie să înveți. Ei, atunci când știi ce trebuie să faci, devii responsabil, pentru că nu doar că trebuie să știi, ci trebuie să faci ceea ce știi. Ce a făcut David când a știut ce să facă? Credeți că atunci când el a ieșit pe acoperișul casei și a găsit-o pe doamna aia care veni să se scalde sub geamul palatului împărătesc? Acum vreau să vă pun o întrebare, este așa retorică, nu trebuie răspuns. Nu v-ați întrebat niciodată de ce această doamnă, cât e Iordanul de lung, n-a mai găsit unde să se scalde decât sub geamul de la dormitorul lui David? Nu putea să ducă 100 de metri mai încolo, unde nu erau case. De ce s-a scăldat chiar acolo, sub geamul împăratului? Nu cumva? Acum eu nu acuz, că n-am de unde să știu, dar mă gândesc ca un om. Pentru că atunci când te scalzi, trebuie să te dezbraci de haine. Și Biblia ne spune că David a ieșit pe acoperiș și a văzut-o. El știa ce trebuie să facă, cu siguranță știa ce trebuie să facă. Uitați-vă la psalmii lui și veți înțelege că știa ce trebuie să facă. Ce a făcut David când a știut ce trebuie să facă? A făcut ceea ce știa că nu trebuie să facă. A luat un soldat care îl respecta până atunci și i-a spus așa, du-te și adu pe femeia aici. Ați vrea un pic să ne imaginăm acum ca ce s-a întâmplat în mintea acelui soldat? Până când s-a dus la ea și a pierdut tot respectul pentru David. Pentru acest mare general, pentru acest mare compozitor, pentru acest mare cântăreț ca o ciocârlie. Tot respectul și l-a pierdut. Omul ăsta care a scris măreția lui Dumnezeu în psalm, omul acesta care a fost om după inima lui Dumnezeu, omul acesta la care se uitau soldații ca la un mare rege, ca la un bărbat proeminent, într-o călătorie de 100 de pași și-a pierdut tot respectul și toată admirația, pentru că ceea ce l-a pus să facă era mizerabil. Omul acesta a știut ce a trebuit să facă, dar nu a avut putere să facă ceea ce trebuie. De ce? Frații mei, noi ne-am adunat în această seară aici și în general când venim în biserică ne întâlnim pentru două motive. Primul dintre ele este să primim ispășire de la Dumnezeu, iertare, mântuire. De aceea venim, căutăm mântuirea lui Dumnezeu, că oamenii nu ne-o pot da și nici instituțiile religioase. Ele ne dau slujbe. Ele ne dau ce ne pot da ele, însă Dumnezeu ne dă mântuire. Și primul motiv pentru care venim la biserică este ispășirea. Al doilea motiv pentru care venim la biserică este închinarea. Noi luăm de la El mântuirea, iertarea, ispășirea și noi îi dăm închinarea. Însă, în același timp, serviciile divine au rol pedagogic. Noi ne întâlnim să ne învățăm unii pe alții, să tragem semnale de alarmă în legătură cu riscurile care ne ucid copiii. Am crescut 3 copii, avem acum 4 nepoți. V-ați gândit vreodată la păgânismul din societate și la secularismul din societate? V-ați gândit vreodată la ateismul și evoluționismul din școală? V-ați gândit vreodată că în afară de întâlnirile pe care noi le avem aici, în acest mare sanctuar, noi nu ne mai întâlnim în afara acestui loc, în altă parte, ca să mai vorbim despre aceste lucruri?
Fraților, eu pot să vorbesc în așa fel încât să nu transmit niciun mesaj, dar eu nu-mi permit ca să mă ridic la acest microfon și să spun lucruri fără înțeles. Noi ne-am întâlnit în această seară aici ca să vorbim împotriva păcatului și împotriva diavolului și să vorbim în numele Domnului și pentru Sfinții lui Dumnezeu. Să ne înarmăm cu o învățătură sănătoasă și să ne temem de păcat, să iubim neprihănirea și să ne pregătim să luptăm pentru ea. Să o avem în suflet, să o avem în casă, să o avem în familie, să o avem în biserică. Dragii mei, cum a ajuns David să facă păcatul acesta? Și în ce măsură oameni ca noi, oameni credincioși, oameni botezați cu Duhul Sfânt, oameni născuți din nou, oameni investiți sau învestiți, mai corect spus, cu slujbe în casa lui Dumnezeu? Ce se întâmplă? Cum poate cădea un om în maniera asta? Eu venind o dată pe an în România, de obicei în luna iulie, mi-este ușor să identific copilul crescând, pentru că îl văd în etape. Când crește lângă tine, nu-l vezi crescând. Crește încet, atât de încet încât nu e sesizabil. Dar când te duci la un prieten o dată pe an, îi vezi copilul așa, în trepte, și atunci spui, o, ce mare s-a făcut, dar taică s-o nu spune tot asta. Ei bine, România se schimbă, pentru că toate lucrurile care se întâmplă în cotidian influențează oamenii care vin la biserică. Știați că toți oamenii aceștia care stau acum pe bancă muncesc 12 ore aproximativ în societate și de cele mai multe ori într-un context diferit decât acesta de biserică? Știați că ai noștri copii se duc 6-8 ore la școală și sunt învățați de doamna de biologie, de doamna de anatomie și de doamna de psihologie că Dumnezeu nu există, că e un bazm. De ce? Că așa a vrut să spună Charles Darwin. Și noi venim aici din întâmplare. A fost odată o scânteie care a devenit maimuță și maimuța om. Așa, din întâmplare. Știați că copiii noștri sunt învățați lucrul ăsta? Dumnezeu nu există. Avem un lider proeminent în biserică care a venit la mine zilele trecute și mi-a spus următorul lucru. Plângea în timp ce mi-a spus asta. Zice, frate Luigi, aseară a venit băiatul meu la mine, un băiat care are aproximativ 16 ani. Și m-a întrebat o întrebare care pur și simplu mi-a luat liniștea. Tati, îmi dai voie să nu mai cred în Dumnezeu? Îmi dai voie să nu mai vin la biserică? Oricum, de multă vreme nu mai vreau să vin. Și plângând m-a întrebat, spune-mi ce să fac. Ce puteam să-i spun? Știți cum a ajuns la această concluzie? A fost crescut într-o familie bună. A fost crescut la școala duminicală. Dacă îl vedeai din afară, credeai că va ajunge pastor sau dirijor sau cine știe ce alt lider proeminent. Și s-a dus la tatălui cu tupeu, dar totuși cu respect, că putea să nu-i spună. Și l-a întrebat, tati, îmi dai voie să nu mai cred în Domnul Iisus? Cine i-a sucit mintea la copilul acesta? Cei care spun că există ceas, dar nu există ceasornicar. Stimați prieteni, am să vă spun ceva ce mi s-a întâmplat în timp ce veneam de la Arad, că astăzi am fost la Arad cu prietenii mei și cu soția, și să vă spun ce mi s-a întâmplat. În timp ce conduceam mașina, așa, ca o muscă, am văzut că pe mâna mea se așează o rotiță. M-am mirat. Dar în timp ce mă miram, a mai venit una. Și în timp ce nu știam ce să cred, au mai venit câteva. Și în timp ce mă uitam mirat, brățara asta s-a atașat de mână și a mai venit un geam și o cheie și pur și simplu un ceas. Cum, nu credeți? Eu sunt un om serios. Păi dacă dumneavoastră credeți că eu sunt obosit, dacă spun că ceasul ăsta a apărut la întâmplare, un amărât de ceas, 10 grame de metal, cum își permit niște oameni să spună că eu și cu dumneata am apărut la întâmplare și că universul acesta a apărut la întâmplare, că frumusețea de pe cer și din pădure și de pe câmp a apărut la întâmplare, că vine iarna și zici că s-a terminat totul și peste câteva luni încep din nou florile să înflorească. Păi dacă eu am probleme, că vă spun că un ceas a apărut la întâmplare, câte probleme au oamenii ăștia care ne spun că noi am apărut la întâmplare și că universul a apărut la întâmplare? Întreb eu, asta este știință? Scopul meu nu e să fiu ironic sau disprețuitor, ar fi un defect prea mare ca să-l fac public. Însă scopul meu este să gândesc cu voce tare și să spun că este mizerabil să credem că există ceas și nu există ceasornicar. Aceasta este culmea lipsei de logică. Ei bine, atunci când vorbim despre ce trebuie să faci, atunci când știi ce trebuie să faci, nu putem să nu spunem cum a pătruns obiceiul de a divorța 5 familii dintre cele 10 care se căsătoresc.
Am citit statistici în legătură cu viața spirituală din America, care pur și simplu este într-o cădere liberă. O cădere liberă care a început cu liberalismul și cu democrația. Din 10 familii care se căsătoresc, 5 divorțează. Acum mă uit la dumneavoastră care sunteți oameni de vârsta mea și mai mari. Ați investit în copiii pe care i-ați crescut și i-ați educat. Dacă vor divorța, veți avea o bătrânețe înlăcrimată și însângerată. Riscul să se întâmple asta este maxim. 5 din 10 asta fac. Am citit o altă statistică care spune că evanghelici în America divorțează mai mult decât catolicii. Numărul de divorțuri sunt mai multe la număr decât cele din biserica istorică, că acolo sunt catolici, aici cum sunt aici ortodoxi. Vreau să vă întreb, cum s-a ajuns la treaba asta? Oamenii ăștia vin și ascultă predici, ei știu ce trebuie să facă, ce se întâmplă. Și Pavel a spus, lucrurile din mintea mea nu le pot materializa, că o altă lege din carnea mea biruie. Dar când scrie despre sfârșit în Timotei, el spune, m-am luptat, lupta cea bună, nu mai sunt omul acela de la început, m-am maturizat, am devenit duhovnicesc, am devenit un creștin puternic, nu mai sunt un copil în credință, nu mai sunt un creștin carnal. Au trecut zeci de ani și m-am maturizat, Hristos a luat chip în mine, port mărturia Lui. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia de trăiesc un eșec așa de mare? Știați că se închid astăzi sute de biserici în fiecare zi? Și că se deschid sute de moschee în fiecare zi? Vreau să vă întreb, unde sunt mari evangheliști? Ce se întâmplă? Care-i problema? Unde se greșește? Ce facem atunci când știm ce trebuie să facem? De ce avem dificultăți să împlinim ceea ce știm că ar trebui împlinit? Atunci când ne uităm la păcatul acesta pe care David l-a făcut și păcatul acesta care este păcatul numărul 1, dacă ne uităm în Galateni capitolul 5, în versetele de la 19 la 21, unde ne sunt prezentate cele mari patru categorii de păcate, vom observa că păcatul senzualității, să nu spun păcatele sexuale, e pe primul loc. Eu știu că aceste cuvinte sunt puțin greu de auzit. Stimați prieteni, eu pot să nu le mai spun, de mine scăpați în 10 minute. Dar nu e important dacă le spun sau nu le spun, dar astea se fac. Familii tinere ajung la divorț din cauza asta. Rămân copii ca mine, nevinovați pe drumuri, de la 6 luni crescându-i bunica, o bunică oarbă. Copii fără copilărie. Mărturia bisericii se strică. Puterea lui Dumnezeu nu stă doar în ce știm. Puterea lui Dumnezeu stă în ceea ce facem atunci când știm. Aș vrea să vorbesc puțin despre faptul că sunt astăzi multe lucruri care sunt greu de controlat. Sunt biserici echilibrate și sunt biserici care pur și simplu sunt înghițite de liberalism. Bisericile care sunt înghițite de liberalism devin foarte subiective. Și primul lucru, primul termometru pe care îl folosești e relativismul. Nu mai există nimic absolut, fiecare cum vrea, democratic. E o biserică care pur și simplu alunecă în panta aceasta a relativismului. Vreau să vă spun că după relativism vine goliciunea. Și în mod deosebit la femei, dar nu numai. Și goliciunea aceasta devine un Dumnezeu. Goliciunea este expresia lipsei de rușine, mai ales atunci când vii înaintea lui Dumnezeu să te închini. Aș vrea să vă aduc aminte, frații mei, surorile mele, că vestimentația nu influențează mântuirea, dar vestimentația influențează mărturia. Influențează mărturia. În urma păcatului din Edem, Adam și Eva au cunoscut că sunt goi și li s-a făcut rușine. Și pentru că ei au avut sentimentul de rușine când s-au văzut goi, pentru ei goliciunea însemna rușine și au încercat să o acopere. Și observați că a acoperit-o cu niște frunze. Dar dacă citim în Biblie cu atenție, observăm că și-au acoperit doar intimitatea cu frunzele, părțile intime ale corpului. Dumnezeu a venit și le-a făcut haine din piele, dar nu le-a acoperit părțile intime, și le-a acoperit corpul. Uitați-vă în Scriptură, pentru că trebuie să dăm învățătură la copiii ăștia pe care ne-a dat Dumnezeu. Trebuie să învățăm regulile lui Dumnezeu, nu Hollywood-ul trebuie să învețe, noi trebuie să învățăm. Copiii noștri și nepoții noștri. Și vom fi responsabili dacă îi lăsăm să se îmbrace ca lumea. Dacă ne uităm în carte, observăm că hainele în Biblie au roluri diferite. Care-i rolul hainelor? Ce spune Biblia despre asta? Primul lucru pe care îl spune este următorul: să acopere. 2. Să încălzească. 3. Să deosebească.
V-ați gândit vreodată citind în Biblie că hainele au rolul să deosebească? Dacă vreți, luați-vă Biblia în mână și urmăriți referințele pe care vi le spun. Exod 28. Preoții aveau haine specifice, pentru ca oricine îl vede să știe că e preot. 2. Profeții aveau haine specifice. 2 Împărați, capitolul 1, versetul 8. Ca oricine îl vede să știe că e prorocul lui Dumnezeu. 3. Regii aveau haine specifice. Uitați-vă în Matei 11 cu 8. Ca oricine îl vede, dacă cumva nu știe că el e regele, să știe că e regele. 4. Fecioarele aveau haine specifice. Uitați-vă, vă rog, în 2 Samuel, capitolul 13, versetul 18. Fecioarele aveau haine specifice. Pentru ca oricine le vede să nu fie nevoie de verighetă și să știe că fata asta e necăsătorită și e o opțiune pentru căsătorie. Aveau haine specifice. Văduvele aveau haine specifice. Citim în Scriptură, în Genesa, capitolul 38, în versetele 14 și 19, că văduvele aveau haine specifice. Era ceva specific, ca toată lumea să știe că femeia aceasta este văduvă. Să vreau să vă spun ceva greu de auzit. Prostituatele aveau haine specifice. Și o să vă citesc din Biblie un verset pe care, în general, pastorii nu-l spun. Nu-l spun pentru că e greu de spus. Proverbe 7:10. Ea a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă. Nicăieri în Biblie nu se spune că un bărbat poate fi îmbrăcat în felul ăsta. Nicăieri, ci doar o femeie. Este responsabilitatea doamnelor și a domnișoarelor să înțeleagă măreția neprihănirii și taina mărturisirii gloriei lui Dumnezeu printr-o îmbrăcăminte decentă, cu minte și neispititoare față de bărbați. Scumpă biserica a Domnului Iisus! Eu știu că această vorbire, noi toți știm că este reală, că e adevărată, dar parcă ne este greu să o auzim aici unde ne-am întâlnit cu bătrânii noștri, pentru care avem considerație și respect. Am putea să nu vorbim despre aceste lucruri, dar diavolul ne fură copiii. Aduceți-vă aminte despre 2 Împărați, capitolul 4, când văduva aceea vine la Elisei și îi spune: am copii și omul bogat, căruia nu-i pot plăti datoria că mi-a murit bărbatul și el s-a împrumutat înainte să moară, vine să-mi ia copiii. Nu pot să-i permit să-mi ia copiii. Când a venit Dumnezeu să-mi iau soțul, l-am lăsat să-mi ia, că-i Dumnezeu. Dar când vine bogătanul să-mi ia copiii, nu vreau, nu-l las, nu-i dau copiii. N-am crescut copiii aceștia să-i dau destrăbălării. Nu i-am crescut să-i dau păcatului, liberalismului și mizeriei care înghite lumea asta. Cu o lună în urmă, ministrul cultelor din Danemarca a propus guvernului o lege pe care guvernul a aprobat-o. În virtutea acestei legi, orice biserică, indiferent de denominație, este obligată să căsătorească bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Sunt absolut obligați. În Danemarca, și Danemarca e în Europa. Frații mei, vremurile sfârșitului vor fi caracterizate de globalizare. Totul se va globaliza. Banii devenind într-o monedă, țările devenind o țară, președinții înghesuindu-se în turnul, vor fi 7 ultima oară, dar ultima oară și ultima oară va fi un singur. Și acesta este dușmanul lui Hristos și imitatorul lui Hristos, adică anticrist. Dumneavoastră știți că Elveția a propus, ca să se desfințeze din vocabularul limbii germane și franceze, cuvântul mamă și tată. Ceea ce astăzi ține pe oameni în familie este familia. Noi toți ne luptăm pentru mamele noastre și pentru fiicele noastre pentru că avem o mamă. Dar dacă vom avea doar tutorele numărul 1 și tutorele numărul 2, dacă doi homosexuali închiriază un băiat și peste câțiva ani devin 3, nu mai există niciun sentiment la mijloc, nu mai există niciun sacrificiu pentru membrii familiei. Sistemul de globalizare presupune să nu mai existe dragoste paternă și maternă, presupune să nu mai existe relații de familie. Atâta timp cât există familii puternice și familii patriarhale, globalizarea, sistemul de internaționalizare va avea o problemă, o problemă care trebuie să dispară. Domnul președinte de la Casa Albă și-a permis să folosească un exemplu unic din Statele Unite, sfidând zeci și mii de exemple contradictorii. În California a fost un pastor baptist care a avut un copil homosexual. Și bietul pastor baptist s-a luptat cu copilul acesta cât a putut, dar până la urmă, văzând că nu mai poate, s-a resemnat și a spus copilului: nu-i păcat ce faci. Și s-a dus la biserică și a spus: să fim homosexual nu-i păcat. Și când președinte de la Casa Albă și cei care îl manipulează din spate și conduc lumea a auzit de exemplul lui, pur și simplu l-a chemat la Casa Albă și a dat un interviu. Care este trendul contemporan?
Exemplul acesta are rolul să ne ucidă copiii și să le spună următoarele lucruri la acești tineri, pe care noi am crescut cu greutate și am adus la biserică spunându-le că Iisus Hristos este Domnul și că păcatul îi ucide și că neprihănirea e o virtute și că cerul există și acolo e un loc pentru el și că străzile sunt de aur și că Iisus îi așteaptă. Și acum vine el cu pastorul acesta care pur și simplu nu și-a mai putut păstra nici mărturia și vine și spune următorul lucru: uitați-vă că până la urmă și pastorii evanghelici au capitulat și ei recunosc că nu este păcat. Dar domnul președinte de la Casa Albă știe că sunt mii de oameni în fiecare zi care din rândul homosexualilor se convertesc și n-a chemat pe unul ca să-l ofere drept exemplu ce putere are Dumnezeu să schimbe oamenii și să-i transforme în oameni. Pe unul n-a chemat. Cât subiectivism, câtă mișelie, ce viclenie, ce murdărie. Și asta la Casa Albă. Iar noi stăm în biserici și ni se pare ciudat atunci când cineva vine și trage un semnal de alarmă pentru o societate nenorocită care ne ucide copiii pe care i-am crescut pentru Hristos și pentru împărăția lui Dumnezeu. Stimată Biserica Domnului Iisus, noi când am fost copii nu am avut internet și mulțumim lui Dumnezeu că nu am avut, dar copiii noștri au. Este înghesuit în telefonașul ăsta cu care intră în dormitor și nu mai știu ce fac și la ce se uită pe el. Le spunem copiilor, dacă avem un desktop, adică un computer din ăla de birou, nu laptop, pune-l într-un colț și pune-l cu monitorul spre bucătărie să-l vadă mama, indiferent ce face, dacă prăjește ouă sau ceapă. Dar smartphone-ul mai poate să-l deschide și să-l pune cu fața spre bucătărie, că se duce cu el la școală, la toaletă, în plapumă și peste tot. La ce se uită copiii noștri? Eu nu suspectez pe nimeni de neseriozitate, vreau doar să vă spun că la 12 ani e complicat să fii serios cu lucrurile astea în timp ce ești curios să le vezi. Foarte complicat. Și dacă intri odată acolo, este foarte complicat să mai ieși. Cea mai des întrebare pe care o pun tinerii astăzi la pastor sub protecția anonimatului pe internet e următoarea: cum să scap de pornografie și de efectul acesteia care descătușează sistemul hormonal, care pune presiune datorită imaginilor pe care le vede prin autosatisfacere? Cum poți să scap de asta? Iar răspunsuri sunt puține. Te-ai gândit vreodată că copilul dumitare poate să fie prins în treaba asta, deși e pe aici prin adunare? Te-ai gândit la treaba asta? Stimată Biserica Domnului Iisus, noi nu trebuie să fim așa de neprihăniți încât să nu vedem lupul că rupe ușa bisericii și stă să intre peste noi. Noi trebuie să vedem cotidianul acesta care pur și simplu este dominat de diavolul. Așa este toată mass media. Toată este așa. Tot ce se spune e cu subînțeles. V-ați gândit vreodată la ce urmează să vă spun acum? Uitați-vă la desenele animate și o să vedeți că este cu doi elefanți, un elefant băiat și încă un elefant băiat. V-ați gândit vreodată că inclusiv inserează în mintea copiilor noștri ideea de doi elefanți? Elefantoaică nu există. Măi, oameni, nu-i cinstit. Doi cocoși, două găini, nu-i cinstit. Doi șoareci, două șoricioaice, sau nu știu cum se spun la femelele de șoarici. Nu-i cinstit, nu-i cinstit, vor să distrugă familia. Vor să încurajeze ideea că un bărbat trebuie să căsătorească cu un bărbat și o femeie cu o femeie. Neapărat în desenele animate. Urmăriți-le când ajungeți acasă. Poate excepții sunt cele pe care le fac cei de la Speranța sau creștini în general. Dacă nu vedem asta, întreb, câte responsabilitate avem ca părinți? Câte responsabilitate avem ca pastori? Câte responsabilitate avem ca biserici? Ce a făcut Iuda când a știut ce să facă? L-a trădat pe Mântuitorul Iisus Hristos pentru 30 de arginți, care este prețul unui sclav. Cât costă o Dacia în magazin? Are un preț fix. E, cam așa era cu sclavii din vechime, daciile timpului. Și pe Domnul Iisus Hristos l-a trădat pentru 30 de arginți. El a știut ce face. N-a fost beat, n-a fost somnambul, n-a făcut-o sub amenințarea pistolului, nu, a făcut-o conștient, intenționat, voluntar și personal. Te întrebi să stai 3 ani și jumătate lângă Domnul, să-i vezi chinul în rugăciune, interesul pentru oameni, ostenelile, vă aduceți aminte că a venit Nicodim la el noaptea, era frânt de oboseală și pur și simplu n-a dormit. A stat de vorbă cu omul ăsta care avea nevoie să vorbească cu el. Când văd lucrul ăsta la Hristos sunt copleșit. Știți câți oameni m-au respins pe mine în viață? Știți câți oameni m-au lovit? Știți câți oameni și-au bătut joc de mine că n-am tată și că sunt un vagabond pentru că n-am părinți și am purtat rușinea părinților mei care au divorțat? Sunt sătul de amărăciune și de dispreț. Până peste cap, o picătură nu mai are loc în inima mea.
Și când Hristos nu doarme pentru mine, dumneavoastră vreți să-mi spuneți că eu n-ar trebui să mă convertesc? Când i-a trimis pe ucenici să ia de mâncare și el stătea la fântâna din Samaria, în regatul de nord, capitala lui Israel, și s-au întors ucenicii cu mâncare, l-au găsit vorbind cu o femeie. Asta s-a recăsătorit de 4 ori, era la 5-lea bărbat. Și n-a venit să ia apă dimineața, că femeile dimineața iau apă ca în timpul zilei să spele și să gătească. Dar asta a venit spre seară, pentru că toate o batjocoreau de 5 ori, 5 mariaje, 5 căsătorii. Și a venit când nu mai venea nimeni să nu râde nimeni de ea și Hristos a surprins-o acolo. Dacă era unul dintre noi, nu intram în vorbă cu ea, că ne murdăream. Dar Hristos a intrat în vorbă cu ea și a venit ucenicii și l-a găsit vorbind cu femeia asta care avea nevoie de mântuire. Și îi spun, Doamne, vino să mâncăm. Și el spune, nu, voia tatălui meu este să o împlinesc și de asemenea mâncarea mea nu este neapărat să mănânc pâine, ci orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și continuă să stea de vorbă cu femeia asta și ei mănâncă liniștiți acolo, era rupt de foame și de sete. Atunci când acest Dumnezeu al Bibliei se îngrijește de nevoile mele, se îngrijește de situațiile concrete din casa mea, de lipsurile mele, frații mei, credeți dumneavoastră că îi interesează pe cineva că nu aveți cu ce să vă plătiți rata la bancă mâine? Credeți dumneavoastră că interesează pe cineva că la noapte o să stați în rugăciune și o să puneți un prosop cu oțet pe picioarele copilului care e bolnav sau apă rece la cap ca să nu facă febră? Credeți că interesează pe cineva? Pesta care astăzi vă sfătuiește să nu vă pocăiți sau să nu mai mergeți la rugăciune că e prea mult și sunteți fanatici și în contemporan nu mai mergem de 2 ori la biserică, mergem odată că ne ajunge, că omul e emancipat, ce-i trebuie atât Dumnezeu? Că așa ajungem la fără Dumnezeu, împuținându-l, tăind de el câte o felie. Vreau să te întreb, cine te ajută în ziua necazului? Cine șterge lacrima când te ajung limitele și când vulnerabilitatea nu mai poți ascunde și arăți că ești doar un om limitat și fragil? Cine? De ce trebuie să-i întorci spatele Domnului? De ce trebuie să-i dai secularism? De ce trebuie să-i dai emancipare? De ce trebuie să nu mai fii simplu și credincios? De ce trebuie să nu mai citești Biblia așa cum e, absolută, nu relativă? De ce trebuie să-L vezi pe Hristos doar ca mântuitor, că te iartă, dar ca Domn, nu? Când îți spune, îți poruncesc să nu mai fumezi, îți poruncesc să nu mai bei alcool, îți poruncesc să nu mai te uiți la pornografie, îți poruncesc să-ți asculți părinții. De ce vrem un Hristos care e doar mântuitorul, care ne iartă, dar nu și Domnul care ne poruncește și ne spune să nu mai păcătuim? De ce? Dacă Moise ar mai fi în viață, probabil că ne-ar da următorul sfat. Ascultă-ți socru, ascultă-ți părinții, pentru că ei te vor învăța lucruri pe care nu le știi. Dacă Eli ar mai fi în viață, probabil că primul lucru care ni l-ar spune ar fi următorul. Să-ți educi copiii. Să nu crezi că este o virtute să-i lași să crească singuri. Nu doar îi crește, ci și educă-i, că dacă nu îi educi tu, ți-i educă diavolul și instituțiile lui. Dacă Ietro ar mai fi în viață, probabil că ar spune, sfătuiește-ți și recomandă-le, sugerează-le ginerilor tăi ce trebuie să facă. Dacă Elcana ar mai fi în viață, probabil ți-ar spune, știi ce, fii mai atent cu soția ta, mai tandru și dă-i înțelegere când ea în feminitatea ei plânge când tu nu plângi. Femeia e un vas mai slab și este mai sensibilă, că numai așa poate fi feminină. Noi suntem împotriva feminismului, dar nu suntem împotriva feminității, dimpotrivă o promovăm. Ei, atunci când soția ta plânge, tu nu râde pentru că ești bărbat și că nu-ți exprimi îngrijorarea plângând, ci meditând, gândindu-te, că tu gândești cu partea stângă a creierului, acolo unde există logica matematicianului, a computerelor, de-aia gândește cu logica din dreapta, acolo unde sunt centri de emoție. Fii mai tandru cu ea, nu-i spune, păi ești la fel ca măta că plângi, păi și maică-sa tot femeia a fost. Elcana îți spune, nu face cum am făcut eu, ai pasiune pentru soție, fii un pic mai înțelegător cu ea, fii un pic mai sensibil, gândește-te de 2 ori dacă chiar trebuie să o bruschezi așa doar pentru simplu fapt că ești bărbat. Dacă Avram ar fi între noi, probabil că ne-ar spune, nu lăsa valorile acestei lumi să-ți distrugă relațiile. Nu te certa cu nepoții pentru o bucată de pământ, pentru un răzor care e 1 metru mai încoace sau mai încolo.
Încearcă să ții la rude, rudele nu ți le alegi, ți alegi prietenii, ți alegi soția, dar cu rudele te naști, sunt unii mai ciudați, unii... Încearcă să rămâi într-o relație cu rudele, nu te înstrăina de ei, nu spune nu mă interesează de ei, ba da, te interesează, pentru că aceste relații pe care le promovezi, pe care le menții cu sacrificiu, vorbesc despre maturitatea pe care o ai. Avram a fost așa de interesat de relația cu Lot, încât pur și simplu a pierdut și i-a spus, alege tu primul, numai să nu fie ceartă între mine și tine. Ori de câte ori Lot se întâlnea cu el, s-a uitat la el ca la un fiu de Dumnezeu, pentru că a văzut în el un om de caracter. Noi vrem să fim respectați datorită vârstei, dar v-ați gândit vreodată că Biblia spune bătrânii să merite cinstea? Cornilescu spune să fie vrednici de cinstea. A fi vrednic înseamnă a merita. Dacă probabil ne-am întâlnit cu Noe sau cu Lot, ne va spune să nu vă apropiați de alcool, că noi ne-am apropiat de alcool și ne-am făcut de rușine în fața copiilor, pierzându-ne respectul în fața acestora. Dacă probabil ne-am întâlnit cu Iacov, el ne va spune, nu faceți diferență între copii cum am făcut eu cu Rahela. Nu-i spune niciodată uneia dintre cele două sau trei fete, tu ești mai frumoasă decât celelalte, nu. Pentru tata toate și pentru mama toate fetele pe care le au ca și fiice sunt la fel. Nu-l aprecia mai mult pe copilul inteligent, că nu e un dar să fii inteligent. Adică nu e o virtute să fii inteligent, e un dar. El n-a făcut nimic să fie inteligent. Faceți diferență între a flata copiii și între a lăuda copiii. Dragii mei, nu flatați copiii pentru darurile cu care s-au născut, că nu-i meritul lor că sunt frumoși sau inteligenți. Lăudați copiii dacă își fac patul, dacă se spală pe dinți, dacă respectă regulile casei, astea trebuie apreciate, că astea sunt virtuți, sunt calități, adică sunt niște lucruri pe care le fac cu mâna lor, prin efort. Dar dacă e frumoasă că așa s-a născut, nu mă, o tot lăudați atâta că aia e flatare. Unde e meritul ei că e frumoasă? O faceți superioară doar că are ochii albaștri sau verzi? Iertați-mă, nu vreau să vorbesc împotriva frumuseții, vreau să vorbesc împotriva diferențelor care ucid. Nu faceți diferențe între copii, că nu e înțelept. Dacă ar mai fi Acan între noi, probabil că ne-ar spune, nu duce acasă lucruri care nu sunt ale tale. Chiar dacă nu te vede nimeni, nu le duce acasă, că vei fi omorât și tu și casa ta, veți fi distruși. Dacă Samson ar fi între noi, ne-ar spune, știi ce, când te căsătorești, consultă-te și cu părinții. Ascultă-mă, consultă-te și cu părinții, nu le spune doar dat anunții, nu-i frumos să faci așa. Oamenii ăștia au investit în tine. Oamenii ăștia au plâns ori de câte ori ai plâns. Oamenii ăștia s-au trezit ori de câte ori ai avut nevoie de lapte sau de suzetă noaptea în primii ani. Consultă-te cu ei, cinstește-ți părinții. Nu-i trata ca pe primar, bună ziua și apoi fac ce vreau. Ăștia sunt părinții tăi, fac parte din viața ta. Dă-le respect și cinstește-i. Atâta timp cât ești în casa lor, ascultă-i. După ce ai plecat prin căsătorie, cinstește-i. Asta este învățătura Bibliei. Probabil că dacă ar fi Pilat în fața noastră, ne-ar spune, nu te compromite atunci când faci o decizie. Nu te lăsa influențat de oameni. Nu lăsa presiunea celor din jur să te determine, să te compromiți și să faci ce vor ei. Fii responsabil, fii obiectiv, fii cinstit. Probabil că dacă ar fi Pavel între noi, ne-ar spune, știi ce? Renunță la orice și trăiește pentru Hristos. Trăiește pentru Hristos, iar dacă vreodată îți va fi frig, predică Evanghelia și fără haină. Iar dacă vreodată nu vei avea Scriptură, spune-i lui Ioan Marcu să-ți aducă cartea aceea învelită în piele. Știi ce? Trăiește pentru Hristos. Lasă în pace Sinedriu, lasă în pace toate lucrurile astea și du-te în numele Domnului și predică Evanghelia. Trăiește pentru Hristos. Probabil că dacă Timotei ar fi aici, ne-ar spune următoarele lucruri. În ciuda adversităților identității tale, trăiește pentru Hristos. El a fost bolnav cu stomacul, a fost timid, a fost fragil și totuși l-a trimis Pavel în Efes ca să păstorească, să ungă slujitori. Noastră știți câte probleme generează ordinarea de lucrători. Și l-a trimis pe ăsta cu un stomac moale, l-a trimis pe ăsta fragil, pe ăsta care avea atâtea probleme. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, în încheiere mă uit încă o dată înspre dumneavoastră, cu toată considerația pe care o meritați ca și copii ai Domnului. Și vreau să vă spun următoarele lucruri. Viața noastră este formată din zile ca astăzi. Întotdeauna când bunica m-a certat, m-am supărat și i-am răspuns obraznic, crezând că nu merit certarea ei. Astăzi îmi pare rău. Trebuie să recunosc că am fost necinstit. Femeia aceea oarbă mi-a vrut binele, dar am fost un copil arogant. N-am putut să accept că am defecte. Și întotdeauna mă justificam și inventam circumstanțe atenuante ca să-i spun că nu ea are dreptate, ci eu. Eu sunt perfect și nimeni nu poate găsi un argument care să mă acuze. Îmi este rușine astăzi că n-am avut puterea atunci în copilărie să-mi plec capul și să spun
printre calitățile de pe care mi le-a dat Dumnezeu și cu care m-am podobit, am o grămadă de defecte pe care le urăsc și pe care vreau să le scot din viața mea. Pentru că Dumnezeu este dezonorat de aceste defecte din viața mea. Dumnezeu este lovit din nou peste obraz de defectele mele, de scăpările mele, de alunecările mele. Astăzi încerc să nu mă supăr pe cei care mi-atrag atenția asupra unei greșeli pe care am făcut-o. Și deși în omenescul din mine îmi vin în minte 200 de argumente, de contraargumente pe care să îi le dau, îi spun mulțumesc frumos că ai observat lucrul ăsta și că ai avut puterea să vii să mi-l spui, riscând să te trimit la plimbare. Vreau să-ți mulțumesc frumos pentru că ai venit. Dumnezeu să te răsplătească. Și apoi rămân cu mine și cu vorbele astea grele pe care omul mi le-a spus și încerc să văd cât sunt de reale. Știți de ce fac asta? Pentru că am 51 de ani. Și pentru că m-a trecut Dumnezeu prin foc, prin apă, pe deal, prin vale și nu mai îmi permit să am o părere așa de bună despre mine încât să cred că eu nu pot fi corectat de nimeni, eu nu pot fi mustrat de nimeni și nu mai sunt lucruri pe care eu le pot îndrepta. Mă uit astăzi spre dumneavoastră și știu că unul dintre marile riscuri este ca predicile pastorilor să nu se mai potrivească cu teologia dumitale și să dai cu geanta de pământ și să pleci. Cea mai nefericită persoană din biserică este aceea care nu-și mai suportă pastorul, pentru că el predică des și niciodată nu poți suporta predica unui om pe care nu-l respecti. Întotdeauna când primești o predică, o primești pentru că îl respecti pe predicator. Nimeni nu primește predica unui om pe care nu-l respectă și pe care nu-l admiră. Dacă nu-ți mai admiri pastorul, mută-te din biserica aceasta pentru că nu-i vei mai asculta predica. Și dacă nu-i mai asculți predica, pur și simplu frigiderul pentru dumneata e gol în fiecare zi și vei muri de foame și te vei prăpădi. În seara aceasta vreau să întreb în încheiere următoarele două întrebări. Hristos a murit ca să ne mântuiască. Este cineva aici nemântuit? Cu 30 de ani în urmă, la câteva luni după ce m-am căsătorit, eram un om nemântuit. Veneam din cultul ortodox. Și n-am știut că-s nemântuit, n-am știut că-s păcătos, n-am știut că Dumnezeu nu-i doar o idee, n-am știut că e o persoană, n-am știut că a murit pentru mine, n-am știut ce e Biblia și n-am știut nimic din direcția aceasta, decât sfatul bunicii care îmi spunea că Dumnezeu îți iartă 74 de păcate și după aceea te face responsabil de ele. Și am numărat toată copilăria de N ori luându-o de la capă cu 74 de păcate, speriat ce se va întâmpla cu mine. În ziua aceea am intrat în adunarea lui Dumnezeu și un bărbat a predicat din această carte. Și atunci pur și simplu am încremenit acolo pe o bancă. Pentru că eu mi-am dat seama că sunt un om păcătos înaintea lui Dumnezeu. Nu pentru că am omorât pe cineva. Prin harul lui Dumnezeu, nici cu mașina măcar, n-am omorât vreodată un om. Dar am făcut o grămadă de păcate cu mintea, cu ochii, cu gura, cu inima, cu mâinile, cu picioarele și cu toate celelalte. Și m-am simțit vinovat în fața instanței divine. Dacă o simplă trecere pe roșu trebuie să plătești 102-3 de lei amendă, atunci crezi că pentru toate păcatele care le-ai făcut la intersecția vieții, nu o să plătești amendă în fața justiției divine cu care te-ai jucat și i-ai răspuns lui Dumnezeu că eu am religia mea, o religie care n-a reușit să te schimbe? În această seară, stimatul meu, vreau să-ți spun următoarele cuvinte. Pentru mine și pentru dumneata a murit Iisus Hristos. El a murit pentru ca dumneata să nu mai mor și pentru ca eu să nu mai mor. Orice persoană care crede că Iisus Hristos este Domnul și care acceptă că a murit pentru păcatele Lui, aceasta e prima condiție, și a doua, care recunoaște că este vinovat și îi cere iertare lui Dumnezeu ca un copil care își cere iertare de la tata și tata nu-l mai pedepsește, omul acela poate deveni mântuit, indiferent cine este. Este cineva în această seară aici care vrea să primească mântuirea lui Dumnezeu? Ea nu este primită de la pastori, ea nu e primită de la comitet, ea nu e primită de la biserică, este primită de la cel care o are, pentru că există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între oameni și Dumnezeu, omul Iisus Hristos care a murit pentru noi. Este cineva aici în această seară care vrea să primească mântuirea lui Dumnezeu? Eu aș vrea să fac o rugăciune pentru omul acesta. Într-o zi cu 30 de ani în urmă, bărbatul acela care a făcut acest anunț, când eu eram acolo pe bancă, pentru prima oară în viața mea, intrând într-o astfel de adunare de credincioși, pur și simplu am rămas încremenit și mi-am dat seama că în seara aceea eu am treabă. Eu trebuie să fac ceva ce îmi va marca viața. N-am știut atunci că îmi va marca viața atât de mult. Astăzi sunt un alt om, pentru că atunci m-am iubit pe mine atât de mult încât am avut puterea să primesc mântuirea, iertarea și grația lui Dumnezeu în sufletul meu și să se anuleze obligația de a merge în iad, oferindu-mi dreptul de a merge în rai. Am dreptul acesta cu mine, asupra mea. E revendicarea moștenirii de mântuire și de iertare pe care mi-a acordat-o Mântuitorul Iisus Hristos, care s-a întrupat prin Fecioară, să poată veni între noi și să moară pentru noi.
A doua mea întrebare este următoarea. Sunt aici oameni mântuiți care nu s-au maturizat? Mântuirea se oferă și se primește prin moartea lui Hristos, dar maturizarea se primește încet, progresiv, prin propria moarte față de păcat. Sunt aici oameni care, deși vin la biserică, dar trăiesc altfel decât oamenii care vin la biserică? Sunt aici oameni care au două vieți, una de biserică și una de acasă? Sunt aici oameni care ascund în aparența, în spatele aparenței, anumite eșecuri care se repetă? Dacă cineva a căzut deodată într-o greșeală, nu-i problemă să se mărturisească și să părăsească. Dar dacă cineva trăiește în păcat, ascultați-mă, riscul să vă pierdeți mântuirea este maxim. Aș vrea în seara aceasta să fac o rugăciune pentru oamenii care vor să primească mântuirea. Iar ei o vor primi nu prin rugăciunea mea. Rugăciunea mea nu dă mântuirea nimănui. Eu pur și simplu o să mărturisesc și o să-L rog pe Domnul să facă ceea ce a promis. El mântuiește, nu pastorii. Însă vreau să mă rog din nou, în a doua jumătate a rugăciunii, pentru toți frații mei care au fost, care sunt acum cum am fost eu cândva, și pentru toate surorile mele care încă trăiesc în păcate și vin la biserică, deși s-au botezat și deși sunt născuți din nou prin credință. Oamenii ai lui Dumnezeu, Moody, într-o seară de sâmbătă, după ce făcuse luni, marți, miercuri, joi, vineri, evanghelizare, eram penultima seară în Chicago și duminica era ultima seară și sâmbătă a predicat din nou Evanghelia și ca și de luni până vineri a chemat oameni la mântuire. Veneau cu sutele, erau mulți, era într-o perioadă specială, nu ca asta. Și când a întrebat cine vrea să se predea, mulți oameni au ridicat mâna și ei știau că acum ele urmează să-i cheme în față să se roage pentru ei. Și Moody a spus, totuși am un alt îndemn, în seara asta nu să mai facem chemare. Însă am rugămintea la cei care vor să se predea în această seară să se ducă acasă fără chemare, fără predare și mâine seară să vină cu un prieten și să se predea amândoi Domnului și vom avea un rod bogat și a încheiat serviciul divin. În seara aceea el n-a știut că urma ca orașul să fie incendiat, cuprins de flăcări și foarte mulți oameni să moară. Și unii dintre cei care au fost trimiși acasă nemântuiți au murit și restul vieții spun cărțile că Moody a trăit cu o frustrare teribilă punându-și întrebarea fără răspuns, Doamne, nu cumva mă vei face pe mine responsabil de sufletul acestor oameni că au murit nemântuiți din cauza mea, că le-am spus să se întoarcă mâine seară? Dragul meu prieten, mie nu-mi pune nimeni notă la slujbă dacă dumneata vei accepta sau nu mântuirea. Eu mă voi duce diseară acasă și înainte să mă culc îi voi spune lui Dumnezeu, îți mulțumesc, stăpânul meu, că mai mi-ai dat încă o dată onoarea să mă adresez oamenilor și să le spun despre ocazia de a fi mântuiți. Dă-mi odihnă acum pentru că sunt obosit și pentru că am făcut ceea ce m-ai trimis să fac. Dar dumneata, dacă pleci de aici nemântuit în mod intenționat, știind că ești muritor și ai nevoie de mântuire, ce fel de om ești? Ce om își permite să fugă de bine, de iertare, de dragostea lui Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu, de viață veșnică? Aș vrea în această seară, stimații mei, să vă rog pe toți să mă ajutați în următoarele 30 de secunde și în aceste momente să vă aplecați capetele și să vă rugați. Rugați-vă celui care este Dumnezeu să strângă rodul. Dacă sunt aici persoane, mai întâi aici la parter, în sală, jos. Dacă sunt persoane care vor să fie mântuite în această seară prin credința în Hristos și prin căința față de păcatele din trecut, atunci îi rog în această seară să facă un semn ridicând mâna pentru câteva clipe. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Este cineva la balcon? Aici, la primul balcon, dacă da, ridicați o mână, este între dumneavoastră și Dumnezeu. Eu sunt doar un poștaș. Eu v-am adus o scrisoare și acum plec. Veți rămâne cu El, cu Dumnezeu. Și Lui trebuie să-i răspundeți dacă da sau nu. Este între dumneavoastră și El. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Mulțumesc, vă mulțumesc la toți. Este cineva aici în aripa aceasta de sus de tot care vrea să-și predea viața Domnului și să fie mântuit prin credință și prin căință? Vă mulțumesc frumos. Acum aș vrea să întreb, este cineva în această sală dintre oamenii născuți din nou care s-au săturat de o mântuire care este mediocră și superficială, de o mântuire care totuși se desfășoară în perimetrul păcatului, dezonorându-l pe cel care ar trebui să primească toată slava, toată gloria, toată cinstea și toată strălucirea?
Sunt aici dintre frații mei și surorile mele care au întârziat la creștere și maturizare și pur și simplu din anumite motive de circumstanță au rămas în urmă și încă sunt cantonați în zona de a trăi în păcat în anumite dimensiuni. Și oamenii aceștia astăzi se simt îngrozitor înaintea Domnului, pentru că i-a chemat la neprihănire, nu doar la botez și la credință. Sunt aici printre noi astfel de frați care își asumă în această seară angajamentul ca să se arunce în brațele Domnului și să se dezvolte, să crească, să devină plin de Duhul Sfânt și să devină duhovnicești? Dacă da, permiteți-vă, vă rog, și faceți acest semn convențional, ridicând o mână ca să vă vadă cel cu ochii ca parafocului. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare. Mă bucur de o mare prețuire din partea păstorului dumneavoastră și a pastorilor dumneavoastră, pentru că oamenii aceștia sunt speciali și știu să-i facă pe musafiri să se simtă importanți și valoroși. Aveți în fruntea dumneavoastră niște oameni mari. Vreau să vă spun că am primit onoarea aceasta în încheierea serviciului divin, să le spun tuturor celor care au ridicat o mână în prima parte că vor să fie mântuiți, că Dumnezeu mi acordă harul să fac o rugăciune pentru sufletul dumneavoastră. Iar prin credința din sufletul dumneavoastră și prin căința din inima dumneavoastră să deveniți mântuiți. Aș vrea să vă chem în numele Domnului să aveți libertatea și fără să vă fie rușine că ceea ce faceți este culmea demnității, ceea ce este în urmă este culmea rușinii. Să veniți de acolo de unde sunteți, aici pe culoar, pentru că vreau să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. Ceea ce mi-a marcat mie viața cu 30 de ani în urmă este faptul că la vocea de tunet a acelui pastor am ieșit pe culoar plângând ca un copil și am îngenunchiat. Acolo mi s-a schimbat viața, acolo s-a petrecut miracolul. Nu o să pot uita niciodată ce s-a întâmplat în viața mea și nici măcar nu o să pot explica, pentru că este dincolo de capacitatea de a explica. Și s-a întâmplat pentru că m-am dezarmat și pentru că am capitulat în fața lui. Stimați prieteni, doamnelor și domnilor, domnișoarelor, vă invit, indiferent unde sunteți, o să vă aștept dacă e nevoie 2 minute, ieșiți de acolo de unde sunteți și veniți aici, ascultați-mă, nu are de ce să vă fie rușine. De cine să vă fie rușine? De oamenii aceștia? Spuneți dumneavoastră, mâine când va trebui să vă plătiți rata la bancă, oamenii aceștia o să vă ajute? Poi mâine când o să vă fie cineva bolnav din familie, oamenii aceștia o să vă ajute? Nu o să strigați la Dumnezeu care să vă ajute? Vă gândiți în această seară că nu se merită să vă fie rușine de cineva, ci pur și simplu e dreptul dumneavoastră să vă împăcați cu tata. Îmi pare rău dacă are o notă de spectacol. Mă doare puternic lucrul acesta. Nu vreau să semene deloc a spectacol. Urăsc la modul absolut să semene a spectacol. Știți ce se întâmplă în această seară aici? Nu este un spectacol, este o împăcare. Creatura se împacă cu Creatorul. Oamenii se împacă cu Dumnezeu care i-a creat. Vă rog în această seară, nu pentru mine, pentru sufletul dumneavoastră, pentru eternitatea dumneavoastră, pentru onoarea celui care merită onoarea. Dacă îi dați cezarului ce e al cezarului, de ce vă permite să nu-i dați lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu? Învingeți-vă pe dumneavoastră și desprindeți-vă, veniți aici în fața lui Dumnezeu, pentru ca să-L chemăm să ierte, să binecuvinteze și să mântuiască. Tată care ești în ceruri, poporul acesta mare la număr s-a ridicat în picioare ca să te cinstească. Poporul acesta crede că tu ești Creatorul, Domnul și Mântuitorul. Poporul acesta se închină în fața ta și spune: lăudat să fie Domnul. Poporul acesta stă înaintea ta, Doamne, și este martor la măreția mântuirii pe care Hristos, Mântuitorul cerului și al pământului, o desfășoară prin Duhul Sfânt între oameni. Tată, știm că Tu ai proiectat mântuirea și Fiul a realizat-o și Duhul Sfânt o aplică acum în inima acestor oameni care au acceptat, Doamne, să facă această mărturie convențională de a recunoaște în mod public că au nevoie de mântuirea Ta.
În această seară, în numele Domnului Iisus, Mântuitorul nostru, vreau să mărturisim împreună cu păstorii și cu poporul născut din nou, bărbații și femeile care au ieșit aici în fața altarului ca să primească mântuirea care a fost proclamată din Biblia ta. În numele Domnului Iisus, Tată, te rugăm, prin credința lor și prin căința lor din inimă, iartă-i de orice păcat. Retrage acuzația de deasupra lor pentru toate păcatele care le-au făcut și iartă-i așa cum au promis. Tu ai spus că dacă cineva te va căuta prin credință și prin pocăință, îi vei ierta de orice păcat. De aceea, în numele Domnului Iisus, te rog, iartă-i de păcatele lor, mântuiește-le sufletele, Doamne, naște-i din nou din apă și din duh și învață-i lucrurile viitoare pentru pașii spirituali pe care îi vor face în procesul creșterii duhovnicești. Doamne, învață-i ce să facă. Prin inima lor, du-n casele lor, la membrii familiei care nu te cunosc încă pe tine, mântuirea ta și prin mărturia lor, du, Doamne, vocea ta glorioasă în casele lor. Pune mâna ta bună peste creștetele capetelor lor și mântuiește-i. Iar prin sângele Domnului, dacă-s bolnav, vindecă-i. Iar dacă au probleme nerezolvabile, rezolvă-le problemele. Tu ești Dumnezeu și în puterea ta lucrează. De asemenea, ridicăm înaintea ta acest coș care este plin cu bilete, pe care sunt scrise necazurile, suferințele, frângerile și disperările multor oameni. Oamenii vin la tine pentru că tu asculți rugăciunea. Tu ești Domnul care treci dincolo de orice limită. În sângele lui Hristos se fac vindecări. În sângele lui Hristos se iartă păcatele. În sângele lui Hristos este vindecat cancerul și leucemia și orice altă boală, pentru că El este Domnul. Înălțăm domnia ta, proclamăm puterea ta și în autoritatea sângelui tău ne rugăm, vindecă pe cei bolnavi, iartă pe cei care au păcătuit. Doamne, ridică, șterge lacrima, Tu ești Domnul vindecărilor, Tu ești Domnul iertărilor. Te chemăm și în numele Tău ne rugăm, în numele Tău. Tu ești podoaba adunării, Tu ești puterea bisericii, Tu ești slava bisericii, Tu ești Domnul care vindecă, Tu ești împăratul, Tu ești strălucirea noastră, a Ta e gloria, a Ta e slava, a Ta e puterea, a Ta e domnia, a Ta e strălucirea. Lăudat să fie Domnul, lăudat să fie Domnul, lăudat să fie Domnul. Ne închinăm înaintea Ta, ne închinăm înaintea Ta, ne închinăm înaintea Ta. Mulțumim pentru bolile vindecate, mulțumim pentru bolnavii vindecați, mulțumim pentru oamenii păcătoși iertați, mulțumim pentru harul Tău care este aici în biserică, peste poporul acesta peste care ai pus numele Tău. Suntem liniștiți înaintea Ta, pentru mângâierea Ta, cu mâna Ta străpunsă. Ne-ai mângâiat pe creștetele capetelor noastre și ai făcut din noi niște voievozi ai neprihănirii. Un popor născut din nou, în care se coboară sau peste care se coboară slava Ta. Doamne, ne rugăm și pentru biserică, ne rugăm pentru mielușei, ne rugăm pentru oițe și pentru oi și cerem slava și îndurarea Ta peste copiii noștri și tinerii adunării, peste fiicele noastre și fiii noștri, peste casele noastre și peste poporul adunat în acest loc. Revarsă mântuire, crește poporul acesta, Doamne! Doamne, îndepărtează, te rog, pe diavolul și surpă-i întăriturile. Doamne, zdrobește-i planurile și nu-l lăsa să fure mielușeii și oițele. Păstrează-le în turma Ta, ocrotită de sângele Tău și de Duhul Tău. Ne închinăm înaintea Ta, Regele nostru minunat, și împreună cu toată adunarea să spunem, trăiască Domnul!